profesie sunt economist și am lucrat în acest domeniu câțiva ani. Dar parcă ceva nu îmi ajungea. Ceva căutam într-una și nu știam ce este acel ceva. Și într-un moment dat am ajuns la programare. Am început asta ca o joacă, de fapt. Urmam instrucțiunile, scrieam codul, apărea ceva pe ecran și asta mi-a dat cumva o încurajare, un impuls. Mi-a părut foarte interesant lucrul ăsta și cumva parcă erau niște supraputeri. În drumul ăsta spre a înțelege ce este lumea IT, am descoperit o noțiune care se numea testare, care era vagă, puțin cam greu de înțeles, pentru că cu programare era ușor. Da, scrii cod, se întâmplă ceva, creezi un produs, software. Ok, clar. Dar ce este testarea? Și ceea ce am citit nu mi-a oferit de fapt un răspuns. De aceea am găsit cursuri și am mers acolo timp de jumătate de an să descoper ce este testarea. Și ceea ce a început dintr-o simplă curiozitate s-a devenit a fi o alegere de carieră pentru mine, pentru că pe durata acestui curs am descoperit că îmi place foarte mult să fac testare, m-am regăsit în acest domeniu și m-am simțit în apele mele. Cel mai interesant a fost că la sfârșitul acestui curs am primit și eu un job offer și mi s-a oferit șansa să încep o nouă carieră în domeniul IT. Cred că cel mai memorabil a fost prima mea zi de muncă, pentru că vă imaginați, era un domeniu nou, era stresant și când am venit acolo, zis, uite, bravo, ai ajuns și ce mai departe. În momentul în care am înțeles că, de fapt, eu sunt persoana între acest produs și client și că eu trebuie să mă asigur că produsul trebuie să fie fără defecte, să fie exact așa cum clientul și-a dorit și el să fie fericit pentru că îl utilizează, acest moment a fost înfricoșător. Dar cel mai frumos a fost că am descoperit acolo erau colegii mei alături de mine. Erau gata să mă susțină, să mă încurajeze, să-mi povestească tips and tricks și să mă învețe cum să fac lucrurile mai bine. Foarte ușor m-am adaptat și am intrat în echipă și am devenit un membru a echipei care performa și care contribuia la calitatea produsului. De când lucrez în domeniul IT, sunt mai multe lucruri care îmi plac. Faptul că niciodată nu te plictisești. Task-urile sunt diverse, proiectele diverse și echipele sunt întotdeauna noi. De obicei formăm echipe și încercăm ele să fie cât mai diverse, având în vedere background-ul oamenilor, dar în același timp și temperamentul lor. Astfel ca echipa să poată să învețe atât împreună, cât și unul de la altul. IT-ul este despre oameni creativi, la care le place să comunice, care le place să lucreze în echipă și să rezolve probleme. Pentru cei ce vor să înceapă o carieră în IT, sunt două moduri de a învăța. Online, folosind resursele existente la moment, în ritmul lor. La moment sunt foarte multe resurse pe care le poți folosi, atât gratis, cât și plată, de obicei pentru o plată simbolică, și acestea trebuie alese în dependență de ce își dorește persoana. Câteva exemple ar fi Coursera, Udemy, Ministry of Testing, DataCamp, Code Academy. Al doilea mod de învățare sunt cursurile luate offline împreună cu un profesor și cu un grup de alți elevi. La moment în Chișinău sunt mai multe școli și locuri unde pot fi luate astfel de cursuri, printre care și Techul Academy. La moment se oferă o varietate foarte mare, începând cu development și terminând cu networking. O altă metodă alternativă ar fi proiectele de tipul Rails Girls sau Django Girls. Sunt evenimente care au loc o dată pe an și au ca scop să le învețe pe fete, pe durata proiectului, să-și creeze o aplicație. Am fost eu participant la prima ediție Rails Girls și ulterior coordonator la două dintre ediții. În urma la 4 weekenduri am creat propria mea aplicație care există și la moment, se numește Furfurgram și este un Instagram pentru animăluți. De fapt, lucrul care cel mai mult mă motivează este faptul că noi nu creăm simple aplicații, noi îmbunătățim viața oamenilor și contribuim la fericirea lor.